Te revanșezi oarecum. Frate, femeile sunt drăgostezi repede. Adică eu zic, și dacă a dormit cu el în pat, cred că a dormit. Da, frate, dar și ea ca femeie când s-a întâlnit și ăsta, eu zic direct pe față, băi, frate, uite care e treaba. Eu nu sunt pregătit de o relație. Eu zic cu frumos, eu zic, nu sunt așa, nu vreau să te rănesc, nu vreau să așa. Trebuia să înțeleagă și ea, știi? Păi da, nu sunt pregătit de o relație, dar ești femeia visurilor mele, da. Și de ce mi-am dorit. Atunci, frate, dar să sucești un pătează, îți place, nu-ți mai place. Da, da. Cum a fost Bogdan Iordache cu Dea? Ai plăcea pe internet și cum a venit în casă? Era aici? Uite, așa a fost și el, nu? Bună ziua! Ce faceți? Bine! Vă povesteați? Și povesteam. Despre? Despre diverse situații. Ce ne-a ajuns? Asta vreau să zic și eu. Doamna Andreea. Ce ne-a ajuns vreau? Ia mi l-a dat pateul. Cadou, cutriere. Am rugat o piesă. Bine, și mai am ceva frumos. Și dacă mă refuzați, nu mă supăr. Ce ne-a ajuns? Așa. De ea. Am vrut să mâncăm azi dimineață și Bianca și-a adus un pateu, iar noi n-am știut că e al ei și... M-a luat o coroniță cu la mulți ani. Vai. Dacă se potrivește cu tricou. Ce inimare, da. Era dragul. Poți să-ți pui, Andreea. Wow. Chiar merge. Wow. Deci, cu întârziere, că atunci chiar nici n-am avut pauză. Diana, parcă ai știut cum să îmbracă, Andreea. Și mai am ceva, mă duc și chiar o să vă fac, cum să spun, liniște ca să nu deranjez la dialog. Mulțumesc din tot sufletul. Vă iubesc. La mulți ani, doamna. Mulțumesc. De ce puneți lângă cineva? Cred că o să se termine la un moment dat, nu? Adică o să se termine, cumva am obosit să tot zic mulțumesc. Că mi se zice la mulți ani deja de o săptămână. De o săptămână. Nu știu cum să mai reacționez. Mariana, îți mulțumesc din tot sufletul. Cum mult drag, vă iubesc. Eu vă ajut, pentru că așa, gata. E suficient. Uite, o să le iau. Mulțumesc mult. Chiar se potrivește cu tricou, e foarte tare. Cum și acum să avem un pic de credibilitate, deși de seriozitate. E Elandra. Pune-l, Mariana. Pune-l acolo, te rog, la ușă. Mulțumesc. Cum mult drag. Da. Seriozitate, de ce spun? Pentru că am auzit niște bârfulițe. Ce care sunt? Ce faceți voi în zilele voastre libere? Nu știu, să zic că cine bârfește. Ușim. Ziceți, dar nu ziceți printre dinți. Doamne, am ieșit eu cu Dea. Da, am ieșit noi doar în oraș. Cu Dea și era fiț pe acolo. Da, deci chiar întâmplător. Da, uite, deodată. Deodată. Pe cuvânt. L-am întâlnit pe fișă, am zis, Doamne, ce mică e lumea. Și... El era într-o parte și noi eram în alta. Și ne-am dus să ne cumpărăm ceva inelu și eram acolo și am povestit 50 minute, am făcut bum, câte un bumerang. Da, și întâmplător am dat de fiți. Deci eu vă aduc telefonul, nici măcar nu știu cum e fiți pe Instagram, n-am vorbit niciodată. Asta zic că nu avem nicio tangență cât să ne întâlnim sau să vrem să avem ceva cu strict amici. Un pic așa zici că ai mâncat o bucată de lămâie. Nu am, adică... Așa a făcut. E credibilă treaba, adică... Te-am întâlnit întâmplător, că nu vrem să avem da, nimic deci, cu el. Nici eu, nici ea. De ce? Nu e că, ok, mă rog. De ce? Păi, da, el nu place de Paula, Bia, da, nu știu. Da, deci el a fi specificat. Are alte aspirații. Da, și de mine i-a zis. Asta a zis de bine. De mine nu-i mai place, a zis că nu-i mai place, gata, că a trecut mai departe. A trecut mai departe și de Bia. Dacă ar fi să spunem despre toată lumea cât se întâlnește și cum și pe unde, nu știu, mereu se află despre, nu știu, situații cele mai ușoare, adică fix noi care nu avem nicio treabă, mereu. Și care chiar fac și dorm și stau, despre ea nu se află. Asta e ciudat și asta mă deranjează. Da, de ce nu? Bine, nu v-am spus că am văzut pe Livia și pe Bianca, vă dau un exemplu. Așa, fără poze nu pot să spun, de aia zic. Fără poze nu vorbesc, dar nici ei nu au poze când ne-am întâlnit noi cu fiți. Înțeleg că nu știu ce ați vorbit. Am făcut noi... Am făcut un live și se auzea... Vocea lui. Da. Dar nu sunt dovezi, până la urmă. Nu-i poză, nu-i nimic. Nu e vorba de asta, e vorba de dorința de a vă întâlni afară. Nu, chiar nu ne-am întâlnit, doar noi am ieșit. Aveați nevoie de o blană și nu știu eu? Nu, chiar doar noi fetele ieșim. Nu am fost nimic, nu ne întâlnim cu nimeni. Nu, și chiar am zis că am avea nevoie de un băiat când ieșim așa în weekend, că ne simțim, de exemplu, am ieșit sâmbătă în club și toată lumea era pe noi. La club ați fost? Păi un bodyguard, toți am ajuns. Club, în 10 minute. Cine, eu? Da. Nu, noi am intrat în 5 minute. A lăsat?
Păi nu, asta că aia a fost în România, noi am fost aici. Eu am fost la București, adică. Da, ai fost în București, ai fost în club în București? Doamne! De ce? De ce? De ce? S-a îmbrăcat tot în rochie albă atunci când a venit. Oleu. Ce a făcut Roxana? A, Roxana era tot cu rochie albă când a venit atunci în... din club. Da. Ce și ce s-a întâmplat? Toate detaliile, Roxana. Și ce păpuci a avut roșii? Păi dacă e sezonul întâi câștigătoare, știe tot. Ok. Și de ce v-ați certat? Păi nu vrea să iei. Gen, înainte să iese, am spus să zic că o să ies cu prieteni. Și a zis, nu te duci. Păi nu, a zis, stai un pic, că programul tău nu a fost așa, trebuia să mergi la doctor luni. Păi stai, e sâmbătă seara și eu mă văd cu prieteni după o lună și ceva, îți dai seama că vrem să ieșim? Nu. Și tot a ieșit. Și tot a ieșit. Tot a ieșit, clar. Păi el era la club, la cântare, eu să nu ies sau cum? Dacă era în cameră, poate job. Că vorbeam și... Era la job. Așa, și ce ai făcut? Și ce am făcut? La job-ul, job are dreptate, Mariana. Ah. Stai puțin, da, și-a dat cuvântul, s-a stabilit ceva, n-ai cum. Nu mai avea cum. Doar să, nu știu, să facă vreo dovadă că cine știe ce are, de nu poate păi poate și tu erai la job, poate și tu erai imagine în club. Da. Imagine în club? Ce e asta? Hostess, poți hostess. Sau mai este... Bună seara, bine ați venit, sau... Nu știu, nu mă pricep. Hai, haideți, faceți poză cu mine, sau... Cum să fii hostess? Nu, e diferit de imagine la club. Asta e altceva, dar nu mă pronunț. Nu știu, mie nu mi-a dansat nimeni în brațe, nu am făcut poze cu nimeni, deci nu. Așa, și ce s-a întâmplat după? După când? Ceartă, ba mă duc. Ceartă, ceartă. Ceartă, ceartă și ceartă. Și nu v-ați împăcat până azi? Parcă da. Ne-am împăcat și după aia a fost niște discuții. Un cadou a primit, mai... de la, da, din Viena. Mai aprins și... Să vadă și domnul Andrei. Adică, asta e Regina. O zis că asta e Andra în turn. O ține în turn. Liviana a zis. Ia, să vedem. A zis bine. Da, mă ține închisă într-un turn. Într-un glob de ăsta în lume. A zis bine. Așa, și cum sunteți acum? Ok. Ligi, tu pe cine ai văzut? Ce ai văzut? Ce s-a întâmplat? Domnișoara Comănici, care știe totul. Cred că ar trebui să punem numele Mama Umidă. Cât așa o mică paranteză. Vadă și în viitor, nu? Ea, cred că ea și simte. Ea simte în locul nostru. Ea gândește în locul nostru. Știți, ea le știe pe toate. Deci, da, mă rog. Vineri seara m-am dus să am cumpărat la mă, chiar după gală. După ce am ajuns, cred că nici o oră nu trecuse de când ne lăsase șoferul la hotel. Regret din tot sufletul că eram într-o conversație destul de importantă și nu am închis ca să o filmez, ca să nu își permită să mă contrazică. Să filmez ce? Ce ai zis? Nici am început și deja te panichez. Păi te simți știu, unde a... păi știu că m-ai văzut așa? Logic și... Eram cu cineva? Erai cu Gentuța. Cu Gentuța care vine la filmări. Adică nu cred că mergi cu Gentuța dacă nu rămâi undeva peste noapte. Și regret din tot sufletul. Data viitoare am să te urmăresc. Be careful, honey. Te rog. Te rog să vii și după mine. Doamne Andrei, așa cât. E jos așa, am să fac Istanbul noaptea? Nu, era cu taxi, bineînțeles, dar mi-a următorul taxi. Deci eu știu ce putea să fac. Iar ce, eu Pisca prespun. Poate a vrut să-și cumpere ceva, ia ca Marinela. După el. Să-și cumpere rochii de gală, să-și cumpere ce are nevoie. Așa faceți, nu? La 3-4 dimineața. Marinela trâna filmările, să-i cea la drăguță, dar nu. De 3-4 dimineața, mai. Dar eu sunt așa nebună. Eu dacă vreau mă duc la 2, 2 ceva, 3. Nu era trei. Eu sunt așa. Două. Chiar la ora după ce am ajuns noi, când am terminat era de vreme. A când ți-ai schimbat banii, Paula? De vreme, era... vă spun eu, la ora 1 Paula a făcut un transfer bancar. Nu, și ceva, eram acasă. Nu mergi cu troliu după tine dacă nu rămâi undeva. De cam asta e ideea și... La 10 și jumătate. Da, nu era de vreme. Deci până aproape, 12. Ele au rămas în hall să facă transferul pe card, Paula cu... Hai să fim serios, normal că nu avem dovedi, dar știe toată lumea. Dar ce? Unde știi tu? Hai, lasă-mi. Vorbire atât de importantă aveai, de nu puteai să închizi, să-i faci poză. Exact. Dar și dacă făcea poză, ce? Că-i timpul liber, adică poți să fac ce vreau. Am să o dau, Andreea, data viitoare am să fiu mult mai pe poză. Să revenim la... Cu cine vorbeai? De era atât de important la ora aia. O persoană din familie. Ah, scuză-mă. Dacă vă rog să-mi aduceți amândoi telefoanele și să văd dacă v-ați dat mesaje în acest weekend. Sigur că da. Foarte multe mesaje. Nu că nu, că e telefonul meu. Păi nu, ca să-mi demonstrezi că nu te-ai văzut cu el. Păi cum, dar ai demonstrații așa sau demonstrații cu poze? Păi vin eu să mă lăsa pe mine singură. Dacă ar fi, adică
Păi bine ai spus. Da. Păi nu, dar logic, la orice om, dacă greșesc, vin eu singură să dau. Păi de asta la nu, mai ca să tocmai ca să demonstrezi că nu e așa. Păi de asta la reală, nu, dar ca să demonstrezi că nu e așa, aduci telefonul. Să... Da. Dar de ce, ce să vă demonstrez eu vouă? Dar nu mie. Și atunci Doamne Andrei, nu, mie nu trebuie să demonstrez că eu cum. Livian! Da! Mi-aduci telefonul. Doamna Andreea! Cum? Dacă cumva Ligi are informație cum că Bianca a părăsit hotelul la 3 dimineața, înseamnă că e foarte grav. Fiindcă am dormit numai alături. Nu era 3 dimineața. Poftim? Nu era 3 dimineața. Cum să nu așa au zis Ligi? 3-4 dimineața. Adică unde umblă ea 3-4 dimineața? Și de ce stă și Ligi afară la 3-4 dimineața? Doamne, acum am fata la hotel. Stați un pic. Cum vine asta? Eu stau, mă pun să dorm, că s-o busit la filmări la 12. Și am repetat de 4 ori. Era în jurul orei 12. Și pe Bianca ca și pe Mariana cu rolele. Pe mine nu o să mă înțelegi. Nu, rog, nu vrei să dar de asta vreau să vorbească ca să duce discuția în alții. Cu rolele la hotel. Stă cu mine în cameră și confirm că a dormit cu mine. Cum? Livian, nu cred că Bianca are apucături să iasă cu rolele sau... Sunt exagerate chestiile astea. Nu, cameră la hotel, doamna Andreea. Ok. Da, am dat de și ea și camere de la hotel. Dar în ce seară, Ligi, în ce seară? Serios, acum? De ce dar nu mai faceți asta, că n-aveți voi de unde să știți unde am fost eu sau ce am făcut eu. Uiu, îți liniștești. Dar nu, că nu m-am zis, dragă, sunt foarte liniștești. Haide, zi, aduci telefonul, să văd dacă a existat un schimb de mesaje între voi. Doamne, Andreea, eu l-aduc, dar știți că nu l-aduc pentru banalități de genul. Adică, hai să venim în emisiune să aruncăm acuzații răsuri. Arată mail-ul. Cu tare. Îmi place, dar mereu l-ai adus. Indiferent de când a fost ceva plauzibil. Chiar l-am cerut eu. Acum și eu și cred că și nu Andra poate confirma, Andreea, lumea cu chestii noi, care nu știu. De fiecare dată când vorbeam cu Andra seara, era și Livian în cameră, adică în afară de sâmbătă seara când am fost eu în Austria, gen, el a fost în cameră și se aude și el pe fundal mereu. Vineri nu. Vineri, măi. Păi și vineri. Și stai un pic, că și vineri. Când ai plecat? Sâmbătă. Dimineața am plecat. Sâmbătă ziua. Da, a plecat. Deja nu se mai știe. Uitați, eu le-am dat pacea. Așa și totuși, de ce nu primesc niciun telefon? Păi cine știe ce-a vorbit weekendul ăsta? Da, la câte am văzut, Doamne, iartă-mă. Păi nu, atunci, uitați, după fiecare weekend, hai să aducem telefonele numai eu cu Bianca să se convingă. Doamnele ăstea, sau numai doamna, că cealaltă... Ne. Sunt domnișoara, scuză-mă. Concert și la vineri seara am vorbit Livian. Cu el.